Copacii din municipiul Hunedoara au fost toaletați începând cu data de 15 septembrie 2018. Toaletarea a încetat în 15 aprilie, iar copacii sunt sănătoși. Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, vorbește despre parteneriatele pe care primăria le are cu specialiștii din silvicultură. Sigur că și noi urmărim dezbaterile din mediul online, suntem interesați de tot ceea ce scriu cetățenii, S-a dezbătut foarte mult și s-a comentat pe marginea toaletării copacilor din municipiul Hunedoara dacă s-ar fi făcut la timpul potrivit, în foarte mulți ani când era normal să se facă, nu am fi ajuns ca să avem mii de reclamații privind căderi de copaci, ruperi de crengi pe mașinile cetățenilor care se găseau în trafic sau în locurile de parcare tot felul de situații de urgență, cum sunt aceste schimbări climaterice în toată țara și ați observat ce se întâmplă. Am trecut la toaletare, avem specialiștii cei mai buni, avem și acel parteneriat cu Parcul Dendrologic de la Simeria, cu siguranță sunt cei mai buni în momentul de față din țară, chiar știu ceea ce fac oamenii aceia și putem demonstra prin aceste imagini că acolo unde foarte mulți, sau mă rog, anumiți cetățeni s-au speriat că am defrișat, cum spun ei, copacii, nu, am toaletat, i-am toaletat sub îndrumare atentă a acestor specialiști de la noi, de la primărie, dar și de la parcul dendrologic, și vedeți că de bine arată, se regenerează foarte repede. Orice cetățean care, are, care a plantat un, un pom sau un copac în curtea proprie, știe că în fiecare toamnă sau în fiecare primăvară trebuie să toaleteze copacul. Eu mă exprim poate uneori mai plastic și noi din când în când trebuie să ne mai și tundem să mi se regenereze părul. Nu vreau să fiu malițios, dar am demonstrat că vom merge până la capăt cu hunedoara curată. curată. Nu este normal să trăim într-o junglă urbană să avem incidente de care noi răspundem, noi, ca primari, suntem direct răspunzători de tot ceea ce se întâmplă într-un oraș. Dacă suntem direct răspunzători, atunci trebuie să luăm măsurile din timp, să preîntâmpinăm o dramă când un copac ar putea să cadă peste un cetățean, peste o mașină în care se află cetățeni, sau, Doamne ferește, ce, ce altceva ce se mai poate întâmpla. Vă rog să ne ajutați să ne înțelegem. Că trebuie să facem o, o toaletare acestor copaci, evident, așa cum spune legea, nu depășim măsura. Dacă se întâmplă să un copac să se usuce, știți că suntem capabili să punem 10 copaci în locul lor. Am mai spus-o și pe centru pietonal, au fost extrași 36 de arbori, de copaci care erau foarte bătrâni: copaci care. Deja rădăcinile lor umflau toate trotuarele, proiectul nu s-ar fi putut face. Am cerut părerea specialiștilor de la Institutul Național de Silvicultură Drăcea din București, respectiv Parcul Dendrologic din Simeria, s-au făcut analize la fiecare copac, chiar am întârziat o lună de zile cu lucrările, tocmai pentru a putea să fiu absolut convins că acei copaci trebuie înlocuiți, și în loc de 36 de copaci. Am plantat 86 de copaci. Copaci care, evident, și ei vor crește. Trebuie un pic de înțelegere. Timpul va răspunde la toate întrebările. Dar, rog cetățenii de bună credință să aibă încredere că toate lucrurile se fac cu cap, cu oameni care știu ceea ce trebuie să facă, cu oameni care au expertiză în domeniu și nu lăsăm niciun lucru la voia întâmplării.